În această seară vom medita împreună la acest text din 2 Corinteni, capitolul 5, un text minunat, un text care vorbește exact despre această temă a înnoirii. Aș intitula mesajul pentru această seară, meditația pentru această seară, un an nou pentru o persoană înnoită, un an nou pentru o făptură nouă. Ar fi foarte bine ca fiecare dintre noi, într-adevăr, să pășim în anul nou, fiind făpturi noi, având vieți noi, fiind născuți din nou, dacă nu am fost încă născuți din nou, prin puterea lui Dumnezeu. În capitolul 5 din 2 Corinteni avem acest crescendo în versul 17, care spune în felul următor: astfel, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate au devenit noi. Vă rog ca să aveți Biblie deschise, dacă le aveți cu dumneavoastră, dacă nu, cu siguranță aveți telefoanele. Unul dintre puținele lucruri bune care le poate face un telefon pentru dumneavoastră e că aveți Biblia în toate traducerile posibile și alte cărți bune care le puteți avea la dispoziție. Toate celelalte prostii, minute nelimitate și așa mai departe, n-aveți nevoie de ele, da? Dar faptul că aveți Biblia la îndemână, la orice moment, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Cei care vreți ca să urmăriți împreună cu mine, voi folosi noua traducere în limba română, mi se pare mai explicită, dar esența traducerii este la fel și în Cornilescu și în orice traducere ați folosi în această seară. Este un sentiment cu care rezonăm fiecare dintre noi. Toți avem această dorință de reînnoire. Mai ales la sfârșit de an, ne aflăm cu câteva ore înainte de sfârșitul anului, cel puțin aici în România, și trăim cu această iluzie, într-o oarecare măsură. Fiecare dintre noi, inevitabil, avem această iluzie că într-un mod miraculos, când ceasul va atinge ora 12, puf, totul va fi nou. Și mâine totul va fi reînnoit, da? Lumea încearcă să-și creeze această iluzie, înecându-se în petreceri și în băutură și în distracție, să uite de anul care a fost și să intre într-un an reînnoit în totală absență de sine. Și noi, până la urmă, într-o oarecare măsură, avem această iluzie că ceva se va schimba în seara aceasta la ora 12 și vom începe un an nou. Totul va fi cumva nou, va fi o nouă șansă, un nou început. Poate ne vom seta și anumite hotărâri, anumite rezoluții. Nu că este un lucru rău ca să ai anumite decizii luate. Dar trăim cu această iluzie și uităm. Cheia reînnoirii este aceasta. Apostolul Pavel spune, dacă... Este o condiție aici, dacă cineva este în Hristos. Vedeți, fără Hristos nu există reînnoire. Cu trecerea timpului vine doar degradare în mod natural. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, de exemplu, în Romani 8:28, întrucât însăși creația, natura a fost supusă deșertăciunii. În alte traduceri spune a fost supusă frustrării. Mi se pare un cuvânt foarte potrivit. De la sine, chiar și fizica, legile fizicii ne arată că nimic nu se înnoiește. Legea entropiei ne spune că totul în univers tinde înspre dezordine, înspre dezintegrare. Ceea ce este ironic că fizica modernă ne-ar confirma și ar instaura lucrul acesta ca și o lege, adică că lucrurile lăsate de la sine se dezintegrează, dar nu se integrează, ci pur și simplu ele merg spre haos. Aceeași fizică care ar încerca să ne convingă că tot ceea ce există în jurul nostru s-a întâmplat de la sine. Fără să ne dea o explicație de unde au venit toate lucrurile necesare care să se organizeze de la sine împotriva legii fizicii care ei zic că este una a entropiei. Da? De la sine toate lucrurile se dezintegrează. De la sine toate lucrurile se distrug. Lucrurile astea se vede foarte clar. Faci curat în casă, da?
surorilor, noi. Faceți curat în casă, da? Și nu, chiar dacă nu este nimeni acasă. Vei acasă după o săptămână. Și ce se întâmplă? Este mizerie dintr-o dată. De ce? Pentru că de la sine lucrurile tind spre dezordine, spre dezintegrare, spre haos, da? În viața ta personală, în viața ta de servici, în orice, trebuie să depui un efort ca lucrurile să se organizeze. Trebuie să depui un efort ca lucrurile să se realizeze. De la sine lucrurile doar se strică. De la sine nimic nu se reînnoiește. De la sine nimic nu se face mai frumos. Doar atunci când există o intervenție, și în cazul nostru, doar atunci când este o intervenție supranaturală, doar atunci când te afli în Hristos, poți vorbi despre reînnoire. Provocarea pentru această seară este simplă. Îți dorești un an nou. Cu siguranță îți dorești un an nou. Dar provocarea este dacă ești o persoană nouă, dacă ești o făptură nouă, dacă ești reînnoit prin faptul că ești în Hristos. Pentru că reține această realitate. Este posibilă doar dacă ești în Hristos. Dacă nu, anul nou va fi la fel ca și anul vechi, ca și anul trecut. Dacă nu, anul nou va fi un pas mai înainte spre distrugere. Un ceas mai înainte spre condamnare. Și în niciun caz nu va fi un pas spre reînnoire. Pentru că de la sine niciun om nu merge înspre altceva decât înspre haos, decât înspre condamnare, decât înspre dezintegrare. Trei aspecte vreau să le subliniem din acest text. Vom parcurge întreg capitolul și vom încerca să fim cât se poate de operativ. Trei aspecte despre ceea ce înseamnă a fi un om nou într-un an nou. Dacă vă place să adăugați această sintagmă, să vi se pară mai în temă predica, da? Trei aspecte despre ceea ce înseamnă a fi un om nou într-un an nou. În primul rând, vreau ca să vedem care este atitudinea omului nou. Omul nou are o anumită atitudine și această atitudine, în primul rând, provine din faptul că omul nou știe ceva. Are o cunoștință. Noi știm, spune Apostolul Pavel, că într-adevăr, dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc, avem o locuință de la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri care nu este făcută de mâini omenești. Primul lucru este că omul nou, omul duhovnicesc, are o cunoștință care vine din o sursă supranaturală. El știe niște lucruri pentru că Dumnezeu s-a revelat. Și una dintre lucrurile care omul nou le știe este că corpul acesta, viața aceasta pământească, poate fi, la orice moment și cu siguranță la un moment dat, va fi distrusă. Această viață, acest trup, la un moment dat se va sfârși. Știi asta? Îți permiți să te gândești la așa ceva în pragul anului nou? Sau te gândești la falsa renoire care te așteaptă? Știi că la orice moment Dumnezeu s-ar putea să-ți ceară sufletul? Știi că s-ar putea să fie în seara aceasta? Cei mai mulți dintre voi nu știți lucrul acesta. Cel puțin nu trăiți precum l-ați ști. Cei mai mulți dintre noi trăim întreaga viață depunând tot efortul posibil ca să uităm această realitate care Biblia ne-o spune din nou și din nou și din nou că omul este dat să trăiască o singură dată, să moară, după care vine judecata. Omul renoit știe lucrul acesta și trăiește cu această realitate fiind conștient de ea întotdeauna. Sau poate că știți, dar pentru că nu aveți vreo speranță pentru ceea ce ar fi dincolo de această viață, pentru ce ar veni dincolo de a părăsi acest trup, într-un fel atunci este logic ca să investiți totul aici și acum, dacă tot ceea ce aveți este aici și acum. Într-un fel, felul în care trăim, agonisind totul pentru aici și acum, face sens dacă nu avem speranța de dincolo. Dacă știm că mai avem un număr finit de ani pe acest pământ,
Dar nu avem vreo speranță pentru ceva dincolo de ce este pe acest pământ. Face sens că ne-am chinuit ca totul să fie pentru aici și acum. Dar dacă știm că există ceva dincolo, pentru că omul credincios, ne spune Apostolul Pavel, mai știe ceva, și anume că avem o locuință de la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri, care nu este făcută de mâini omenești. Apostolul Pavel se referă la glorificarea noastră, la viața noastră veșnică, în trupuri glorificate, în prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie. Aceasta este casa noastră veșnică. Aceasta este locuința noastră permanentă. Nu aici, nu în trupurile acestea de lut. Credinciosul știe că are o casă veșnică, că are o destinație finală, care este construită de El, de Dumnezeu, pregătită de El, de Dumnezeu, care nu este supusă entropiei, care nu poate fi dărâmată, care nu poate fi afectată. Avem o casă veșnică. Știți ce este trist? Că noi ne tot mobilăm casa asta pământească. Și în casa veșnică este pustiu. O să ajungem în cer și o să intrăm în casa veșnică și nu o să avem un fotoliu pe care să stăm jos. Că noi am fost foarte ocupați cu perdelele din casa pământească, cu fotoliile din casa pământească, cu mașina din curtea pământească. Dacă o apune comori deoparte pentru veșnicie, n-am avut timp de așa ceva. Pentru că n-am trăit cu gândul veșniciei. Pentru că n-am știut. Am știut să memorăm versete despre veșnicie. Dar n-am știut ce înseamnă veșnicia. N-am trăit cu gândul veșniciei. Avem o casă veșnică. Avem o viață veșnică care ne așteaptă. Trăim cu acea perspectivă? Sau suntem ocupați de casa noastră pământească, de trupurile acestea, de viața aceasta, în detrimentul celei viitoare? Casa noastră veșnică poate este pustiu. Și atunci mă întreb, oare chiar știm, chiar cunoaștem aceste adevăruri despre care vorbește Scriptura? În doilea rând, vedem că omul duhovnicesc, omul nou, nu doar că știe la nivel intelectual, dar el la nivel sentimental este afectat de această cunoaștere. Versul 2, căci gemem, spune Apostolul Pavel. Asta simte omul care știe cu adevărat aceste lucruri. Căci gemem în cortul acesta, dorind să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc, negreșit, dacă după ce vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți goi. În timp ce suntem în acest cort, gemem și suntem împovărați. Nu pentru că dorim să fim dezbrăcați, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați. Pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Ce metaforă frumoasă. Noi trăim în ceva ce este de fapt încă mort. Supus mortăciunii. Și așteptăm ziua în care vom fi înghițiți de viață. Consumați de viața care este Dumnezeu. De ziua în care în sfârșit vom trăi cu adevărat. De ziua în care în sfârșit vom gusta cu adevărat ce înseamnă pe deplin viața. Ce înseamnă viața fără păcat. Ce înseamnă viața fără distrugere. Viața fără ca să o alterăm noi. Cu firea noastră păcătoasă. Cu pornirile noastre păcătoase. Dorim să fim îmbrăcați. Pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață și cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat Duhul ca pe o arvună, ca pe o garanție. Apostolul ne spune că cel care cunoaște aceste lucruri, simte ceva, gemem, dorim, suntem împovărați. Astea sunt lucruri sentimentale. Afecțiunile noastre sunt drastic afectate de această cunoștință. Dar pentru ce gemem? Pentru ce dorim? De ce suntem împovorați? Să fim îmbrăcați, să fim proslăviți, să fim eliberați de carnea aceasta putrădă,
de firea aceasta păcătoasă și să fim ceea ce Hristos a câștigat pentru noi. Cum se produce acest sentiment? Două elemente sunt prezente. În primul rând, trebuie să existe o cunoștință a Evangheliei. Noi trebuie să știm aceste lucruri. Creștinul care simte tot felul de lucruri despre Dumnezeu, dar nu cunoaște nimică din revelația lui Dumnezeu, nu este creștin. Creștinismul este o religie a oamenilor cu mintea transformată și prin mintea noastră reînnoită, transformată, inima noastră este afectată. Noi tot ceea ce simțim despre Dumnezeu vine prin revelația lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu cât știi mai mult despre El, cu cât prin cuvântul Lui îl vezi mai bine, cu atât mai mult inima ta este afectată de Dumnezeu. Dacă nu cunoști despre Dumnezeu, dacă în anul trecut n-ai cunoscut mai mult din Dumnezeu, nu îmi spune cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. N-ai cum să iubești ceea ce nu cunoști. N-ai cum să fii afectat de ceea ce nu cunoști. La fel cum într-o relație naturală, da? Cu cât petreci mai mult timp cu soția ta sau cu soțul tău, cu cât îl cunoști mai mult, dorințele lui, plăcerile lui, știi cum îi place să-și bea ceaiul sau cafeaua, începi și adori acele lucruri. Dragostea, nu că s-ar aplica la Dumnezeu, dar dragostea este așa de fascinantă încât oamenii încep și au un sentiment de dragoste sau de adorare față de greșelile celor dragilor. Auzi oamenii întrebă și zic, măi, mie îmi place și cum sfărăie. Așa îl iubesc, îmi place și cum sfărăie. Așa face un sunet. Cum să-ți placă cum sfărăie un om? Nu știu, n-am ajuns la gradul ăsta de dragoste. Nici sora încă. Da? Vă dau un exemplu așa, prin absurd. Dar am auzit de oameni care le plac inclusiv le plac și iubesc greșelile celor de care sunt îndrăgostiți. Noi nu ne putem îndrăgosti nici măcar de Dumnezeul perfect, care se revelează prin cuvântul Său. Pentru că nu-L cunoaștem. Pentru că nu-L vedem. Pentru că nu intrăm în contact cu El. În primul rând trebuie o cunoștință a cuvântului lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu prin cuvântul Său. Noi trebuie ca să știm aceste lucruri, ca ele să ne impacteze sentimental. Cum ne impactează? Apostolul Pavel ne arată că acest impact nu se face de la sine, ci este o lucrare a Duhului Sfânt. Este o lucrare a Duhului Sfânt. Cel ce ne-a pregătit pentru aceasta. Pentru ce? Pentru această transformare. Cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat Duhul ca pe o garanție. De aceea știm că suntem al lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu, care este în noi, lucrează în noi și ia aceste informații și le transformă în realități subiective. Eu știu că Dumnezeu este Tatăl meu. De ce? Pentru că Duhul care este în mine strigă Abba, strigă Tatăl. De aceea, ateii, de exemplu, vin și zic, ei, diferența între mine și tine, aud argumentul ăsta câteodată, tu nu crezi, eu nu cred că există Dumnezeu. Dar este același lucru, că și tu nu crezi că nu există 4500 de alți Dumnezei în lumea aceasta. E același lucru. Tu nu crezi în 4500 de Dumnezei, zic ei. Eu nu cred în 4501. O singură diferență. Eu L-am întâlnit pe adevăratul Dumnezeu. Eu Îl cunosc. El locuiește în mine. Duhul lui Dumnezeu este în mine. Ca tare eu știu că nu există 4500 de Dumnezei. Pentru că singurul Dumnezeu adevărat este în mine. Asta înseamnă ca să-L ai în mintea ta. Asta înseamnă ca Duhul lui Dumnezeu să aplice acele adevăruri în inima ta. Este o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt. El ia cuvântul lui Dumnezeu și îl lucrează în viața noastră și în inima noastră în așa fel încât ele nu mai sunt doar informații, ci ele devin realitatea noastră. La fel cum știu că soția mea este soția mea. Știu că Dumnezeu este adevărat și că El este Dumnezeul meu. Nu este o chestie posibilă, plauzibilă. Este o realitate absolută pentru mine, adevărată la nivel de minte
și adevărată la nivel de sentiment. Vrei să știi, dacă știi cu adevărat aceste lucruri, trebuie să te întrebi ce simți. Trebuie să te întrebi ce simți despre această viață, să te întrebi pentru ce gemi, pentru ce tânjești, pentru ce ești împovărat. Ești împovărat doar pentru lucruri în această viață? Gem doar pentru lucruri în această viață? Te vaieți doar pentru nevoile acestei vieți? Sau gem să fii dezbrăcat de această viață? Trebuie să știi ceea ce simți despre viața viitoare. Nu este așa că ne este groază de moarte, ne este frică de moarte și nu mă refer la durerea morții sau la suferința morții. Nu este normal, și Apostolul Pavel spune, noi nu vrem doar să fim dezbrăcați de dragul de a fi dezbrăcați. Noi nu suntem niște sinucigași, niște kamikazi. Și noi ne dorim așa de mult ca să fim cu Dumnezeu, încât preferăm să trecem de aici dincolo. Problema este că noi privim la viața viitoare cu o groază. Mă refer la gândul faptului că nu vom mai fi în această viață. Că mai avem lucruri de realizat aici. Că mai avem împliniri de realizat aici. Că mai trebuie să construim o casă, că mai trebuie să luăm o mașină, că mai trebuie să ne bucurăm un pic de copiii noștri. Oare chiar știm și aici și aici ce ne așteaptă dincolo? Știm cu adevărat că ne așteaptă prezența lui Dumnezeu? Știm cu adevărat ce înseamnă aceasta? O, cât de repede vrea să ne dezbrăcăm de corturile acestea de lut, dacă am ști. Dar pentru că nu știm, ne este groază. Dacă chiar am ști, ce ne-ar aștepta? Dacă chiar am avea credința că ne așteaptă casa veșnică pregătită pentru noi de Dumnezeu, atunci nu ne-ar mai fi această groază sau această frică. Și atunci ar fi un lucru de dorit. În al treilea rând, vedem că omul duhovnicesc este unul care este plin de credință, de încredințare. Apostolul Pavel spune, întotdeauna suntem plini de încredere. Și Apostolul Pavel aici prezintă încredințarea sau credința într-un fel care mi se pare așa de ajutător pentru noi și pentru mine personal, mai ales în situația în care cred că ne aflăm noi în această seară. De aceea spune el, întotdeauna suntem plini de încredere, chiar dacă știm că atâta timp cât suntem acasă în trup, adică aici, în trupurile acestea pământești, aici pe pământ, atâta timp cât suntem acasă în trup, suntem departe de Domnul. Cheia pentru a înțelege această încredințare este acest cuvânt, de aceea. Pavel spune, deși suntem acum departe, adică încă suntem în trupul de carne, suntem departe de Dumnezeu, noi totuși suntem plini de încredere. Și acum noi ne punem întrebarea, cum, Pavel, cum putem fi plini de încredere? Cum putem avea deplină încredințare dacă suntem departe de Dumnezeu? Dacă El este, cel puțin metaforic vorbind, departe de noi. Noi suntem în trup, El este Duh. El este în veșnicie, noi suntem aici pe pământ în timp și spațiu. Cum putem fi acum? Și răspunsul, cheia răspunsului, este acest cuvânt de aceea. Pentru că el face legătura pentru noi. Tocmai ne-a explicat ce trebuie să existe în viața noastră ca să fim deplin încredințați. Trebuie, în primul rând, să știi adevărul despre Dumnezeu și trebuie, în al doilea rând, să simți adevărul. Foarte mulți dintre noi ne-am oprit la acest nivel superficial al cunoașterii credinței. Și nu simțim nimică despre Dumnezeu. Nu simțim nimică din Dumnezeu. Nu vă lăsați jefuiți de ceea ce înseamnă experimentarea credinței cu adevărat. Eu știu, toate doctrinile astea le-am memorate pe de rost. Catechismul de la Westminster, frate, eu știu pe de rost. Simți ceva? Din Dumnezeu? Ți-a impactat inima cu ceva? Doctrina adevărată care o crezi?
Sau ești doar o enciclopedie doctrinară? Credința adevărată este compusă dintr-o cunoaștere, ne arată Apostolul Pavel, dar o cunoaștere care duce la o simțire, la o afecțiune schimbată. În Evrei, capitolul 11, credința este descrisă în felul următor. Credința este o încredere în lucrurile nădăjduite. O certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Acea certitudine nu va fi prezentă în viața ta până când mintea ta nu este saturată de adevărul lui Dumnezeu și până când inima ta nu este transformată de adevărul lui Dumnezeu. Dacă sentimentele tale, dacă afecțiunile tale, dacă dorințele tale, dacă gemetele tale nu sunt transformate de adevărul Scripturii, nu știi nimic. Frate, dar eu sunt la SF3 de 3 ani de zile și vin la studiu biblic și memorez tot ceea ce îmi spui. Cum stai cu dorințele tale pentru viața ta? Care sunt prioritățile tale? Pentru ce gemi? Pentru ce verși lacrimi în rugăciune? Păi tot pentru aceleași lucruri pământești. Nu știi nimic! N-ai învățat nimic! N-ai experimentat nimic din ceea ce înseamnă Dumnezeu! Frate, eu sunt de acord cu toată mărturisirea de credință. Nu știi nimic. Nu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că cunoașterea de Dumnezeu transformă afecțiunile tale. Cea mai elementară învățătură creștină ne arată lucrul acesta. Rugăciunea Tatăl nostru, dar toți ne învățăm pe copiii noștri. Facă-se voia ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Vrei să facă voia lui Dumnezeu? Te interesează asta mai mult decât orice? Sau și când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, sărim peste asta, pâinea noastră cea de toate zilele dă nouă astăzi. Asta e prima chestie care ne rugăm. Sfințească-se numele Tău, voia Ta. Doamne, asta nu mai prea contează. Când afecțiunile noastre sunt transformate de ceea ce știm despre Dumnezeu, atunci L-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Cât timp ceea ce simțim, cât timp ceea ce dorim este neafectat de ceea ce știm, știm doar despre Dumnezeu. Nu ne-am întâlnit cu El. În momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu, în momentul în care Îl vezi prin cuvântul Lui, în momentul în care te atinge, te luminează, întreaga ta ființă este transformată de Dumnezeu. Este prelucrată de Duhul Sfânt. În al doilea rând, al doilea aspect major al omului nou este viața omului nou. Omul nou nu are doar o atitudine sau o gândire nouă sau o simțire nouă. Omul nou are o viață nouă. În primul rând, viața aceasta nouă este arătată de Apostolul Pavel prin faptul că omul nou umblă prin credință. Da? Primul aspect care l-arată Apostolul Pavel. Omul nou umblă prin credință. Ce înseamnă a umbla prin credință? A umbla după ceea ce simt tu? Cei care mă cunoaște să vin și să zic, asta e întrebare capcană. Probabil că răspunsul e nu. Dar în contextul acesta, a omului nou, este exact asta. Este a umbla după ceea ce simți dacă ești o făptură nouă călăuzită de Duhul Sfânt. În contextul nostru, am învățat de la Apostolul Pavel că noi simțim conform ceea ce știm, știm conform ceea ce Dumnezeu ne-a revelat, iar aceasta sunt lucrate în noi de Duhul lui Dumnezeu. Dacă ești o făptură nouă, dacă ești din Hristos, dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine, atunci simțurile tale vor fi afectate de cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce simți va fi după voia lui Dumnezeu. Problema este când ceea ce tu ești încredințat că este bine și viața ta de credință nu bate deloc cu ceea ce Dumnezeu revelează în cuvântul Lui. Păi frate, eu simt că asta e bine pentru viața mea. Eu înțeleg că tu simți că asta e bine pentru viața ta, numai că cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Dar frate, dar eu n-am încredințare asta. Nu, tu n-ai credință, punct. Gândul tău și afecțiunile tale n-au fost afectate deloc de Dumnezeu. Nu-L cunoști deloc, nu cunoști cuvântul Lui și nu cunoști pe Dumnezeu. Ca tare, ceea ce tu simți este irelevant. Dar odată ce-L cunoști pe Dumnezeu prin cuvântul Lui,
Odată ce Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine și transformă inima ta, inima ta va fi înclinată întotdeauna să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, de șoapta Duhului. Întotdeauna va căuta să fie plăcută lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, scopul nostru este să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința adevărată va produce această dorință. Omul credincios va trăi motivat de această dorință. Scopul vieții omului nou este să fie plăcut lui Dumnezeu. Aceasta va fi starea omului lăuntrică și aceasta va produce efecte exterioare. Va produce o viață de credință. Așa de puternică este această viață de credință, încât ea este vizibilă de toți cei din afară. Apostolul Pavel vorbește despre viața lui de credință în acest text, în acest fel. Noi nu ne recomandăm din nou înaintea voastră, ci vă dăm o ocazie vouă să vă lăudați cu noi. Apostolul Pavel spune, voi ați văzut viața noastră în mijlocul vostru, ați văzut ceea ce înseamnă viața unui om nou, lăudați-vă cu noi în fața apostolilor falși. Vin oameni la voi care vor să amăgească cu învățătură falsă și voi vă puteți spune, nu, noi am învățat credința de la apostolul Pavel. Un asemenea om de credință n-ai mai întâlnit. În mijlocul nostru la Corint a stat 18 luni. S-a trudit zi și noapte să ne învețe. N-a luat niciun ban. N-a vrut să facă pe nimeni de rușine. S-a chinuit și s-a purtat aspru cu trupul lui. Lăudați-vă, zice apostolul Pavel, cu felul în care noi am trăit viața de credință printre voi. Provocarea pentru noi. Cine se poate lăuda de viața ta? Cine poate spune într-o dispută cu cineva de asta teologic, cum ne face nouă la Zalău să avem? Băi, lasă-mă în prostiile, uite la fratele Cristi. Uite la fratele Cristi și spune-mi că n-ai văzut o viață transformată. Lasă-mă cu teologiile tale de doi bani. Uite la fratele Ciprian și spune-mi tu mie că n-ai văzut lucrarea Duhului Sfânt. Și dacă fratele are o viață transformată de Duhul Sfânt, ai închis orice argument. Dar nu înțeleg toată teologia ta, dar văd viața transformată. Văd că omul ăsta trăiește cu o speranță care nu poate fi explicată. Văd că este gata să facă orice pentru Dumnezeu și nu-mi explic. De ce teologia care eu o numesc eretică ar produce așa ceva în viața omului aceluia? Cine se poate lăuda cu viețile noastre? Cine este debusolat de felul în care noi ne trăim viața? Cine ne cere nouă explicație pentru credința noastră? Măi omule, ce-i cu tine? De când ai trecut la calviniști, ești nebun. Trăiești ca un sfânt. Nu mai te interesează lucrurile pământești. Vrei numai să stai în părtășie, în cuvânt? Vrei numai să termini cu serviciul repede, să ajungi acasă la soție și la părtășie în familie? Te grăbești la adunare? Te interesează numai lucrurile cerești? Vrei numai să evangelizezi? Cine se poate lăuda cu viața noastră? Dar frate, eu am o stare lăuntrică. Eu am o viață de credință lăuntrică. N-ai nimică dacă nu o vede nimeni. Dacă nimeni nu poate să zică, mă uit la viața ta și văd o transformare. Văd că de la gândirea ta a ajuns la inima ta și de la inima ta s-au produs fapte noi. Fapte bune, lucrate de Duhul Sfânt. Ai umblat în faptele pregătite mai dinainte de Dumnezeu. N-ai ajuns la o cunoștință deplină sau reală a lui Dumnezeu. Scopul nostru este să fim plăcuți lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Și această motivație internă care afectează mintea noastră, inima noastră, va afecta faptele noastre și asta va fi văzută de cei din jurul nostru. În al treilea rând, vom încerca să spunem altora despre Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că el și ei încearcă să convingă pe alți oameni, să încredințeze pe alți oameni despre acest adevăr al lui Dumnezeu. Deci noi suntem ambasadori, trimiși al lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu.
Care este motivația apostolului pentru această misiune? El ne explică. Așadar, cunoscând frica de Domnul, încercăm să-i convingem sau să-i încredințăm pe oameni. Cunoscând frica de Dumnezeu, înțelegând că Dumnezeu este sfânt și că eu nu sunt, știind că viața aceasta se va sfârși, știind că fiecare trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu și să răspundă pentru viața lui. Știi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Crezi că viața fiecăruia dintre noi se va sfârși? Crezi că vine o judecată? Și nu spui nimănui despre acest lucru? Nu încerci să convingi pe nimeni să se împace cu Dumnezeu? Nu implor pe nimeni din viața ta? Te rog, în seara aceasta, nu lăsa anul să se încheie, pentru că anul viitor nu-i garantat și s-ar putea să te întâlnești cu judecătorul acestei lumi. Te rog, împacă-te cu Dumnezeu! Vei implora pe cineva în această seară? Nu, dar frate, eu știu toate lucrurile astea. Nu știi nimic. Nu știi nimic. Dacă ai ști și dacă ai crede și dacă inima ta ar fi impactată, faptele tale și vorbele tale, acțiunile tale ar reflecta aceste realități. Ai trăi o altă viață și ai vesti acest mesaj al împăcării la orice făptură care ți-ar intra în cale. 3. Al treilea aspect major este credința omului nou. Ce anume crede omul născut din nou? Omul care este o făptură nouă. Care este teologia lui? Ce crede el despre Dumnezeu? La versetul 17, la versetul 21, mai ales, Apostolul Pavel tratează acest aspect. Și avem câteva elemente esențiale. El ne spune că există un mesaj al împăcării. Primul lucru care trebuie să înțelegem este că noi nu suntem împăcați cu Dumnezeu. Că noi ne aflăm într-o relație de dușmănie cu Dumnezeu, care ne duce la întrebarea în mod natural, de ce suntem în această dușmănie cu Dumnezeu? Și Biblia ne învață că această dușmănie există pentru că El ne-a creat, pentru că suntem ai Lui. El are drept asupra noastră, dar noi ne-am răzvrătit împotriva Lui. În loc ca să dorim să fim plăcuți lui Dumnezeu, celui care ne-a creat, am căutat să ne fim plăcuți nou. Am căutat să fim noi suverani peste viețile noastre. Iar aceasta a adus asupra noastră condamnarea lui Dumnezeu, despărțirea de Dumnezeu, moartea spirituală care se sfârșește în moartea spirituală veșnică, în iadul și chinul veșnic. Unde fiecare dintre noi, dacă nu suntem împăcați cu Dumnezeu, va plăti pentru o veșnicie. Pentru faptul că ne-am întors spatele la Dumnezeu. Întrebarea a doua care trebuie să răspundem este cum este posibilă această împăcare? Dacă am ofensat pe acest Dumnezeu infinit, dacă am încălcat legea Lui, dacă pedeapsa care se cuvine este moartea și despărțirea de Dumnezeu, dacă starea noastră este această moarte spirituală, cum este posibilă această împăcare? Și Apostolul Pavel ne arată că ceea ce pentru om este imposibil, împăcarea noastră cu Dumnezeu, Apostolul Pavel ne arată că Dumnezeu a realizat pentru om, pentru cei ce se încred în El, această misiune imposibilă. Și anume, spune Apostolul Pavel, acela că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Asta este mesajul împăcării. Dumnezeu s-a întrupat, tocmai am sărbătorit Crăciunul, întruparea, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, a luat asupra Lui carne, să fie întocmai ca și noi, dar fără păcat, a trăit o viață perfectă, împlinind toate cerințele Lui Dumnezeu. Toată legea lui Dumnezeu a fost împlinită în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar apoi a urcat pe cruce și a murit omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce anume a realizat Domnul Iisus pe cruce? El, spune Apostolul Pavel, El pentru noi L-a făcut păcat, pe Cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca în El să devenim dreptatea lui Dumnezeu.
Hristos a luat asupra lui păcatele celor ce se încred în el, a ispășit pentru ele, a plătit plata păcatului, moartea. Iar în schimb, ne-a dat neprihănirea sa, viața lui desăvârșită, care noi eram datori să o trăim. Astfel, noi am devenit neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă ar fi făcut-o, nu că ar fi fost posibil. În orice alt fel, universul întreg ar fi putut să arate cu degetul spre Dumnezeu și să proclame nedrept. Nedrept. Ai trecut cu vederea peste păcat. Ai iertat pe cel care nu merită iertare. Dar Dumnezeu n-a trecut cu vederea. Dumnezeu n-a băgat sub covor. Dumnezeu a coborât din cer și a urcat pe cruce și a plătit în locul celor ce se încred în El pentru fiecare păcat. Și le-a dat în schimb, gratuit, în dar, prin harul Său, viața neprihănită, trăită de Domnul nostru Iisus Hristos. El a plătit plata păcatului în locul celor ce se încred în El. Pentru cine a realizat El această împăcare? În versetul 19, Apostolul Pavel spune în felul următor, anume, acela că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. La prima vedere, pare că Apostolul Pavel vrea să spună că Hristos a realizat această împăcare pentru toată lumea. Dar noi știm că Biblia nu învață așa ceva. Nu în sensul că fiecare persoană în parte, fără excepție, beneficiază de această jertfă. În niciun caz. Țineți minte, versetul cheie de la care am pornit este acesta. Astfel, dacă cineva este în Hristos, dacă cineva este în Hristos, câtă importanță este în fiecare cuvânt din Scriptură. Priviți cu mine foarte pe scurt cât de minunat Apostolul Pavel ne arată în acest pasaj măreția ispășirii particulare, realitatea că Hristos a murit cu un scop anume, pentru un popor anume. Hristos n-a mers numai așa la întâmplare la cruce. El a realizat ceva. Versetul 14 la versetul 17. Urmăriți cu mine. Căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Întrucât suntem convinși că atunci când unul a murit pentru toți, toți au murit. El a murit pentru toți, pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Astfel de acum noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, chiar dacă odată l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii. Acum nu-l mai cunoaștem așa. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație, o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată, toate au devenit noi. Acum, urmăriți de ce este constrâns și de ce este convins Apostolul Pavel. Suntem convinși că atunci când unul, adică Hristos, a murit pentru toți, toți au murit. Acum, întrebare. Care toți au murit? Au murit toți oamenii în mod universal față de păcat? În niciun caz! Lumea zace în păcat și este moartă în păcat. Majoritatea oamenilor cu care vă veți întâlni în această seară, din păcate, vor fi morți în păcatele lor. El a murit pentru toți. Pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei însăși, ci pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru... Pentru cine? Pentru ei! Cei pentru care Hristos a murit, au murit față de păcat. Și cei pentru care Hristos a înviat, au înviat împreună cu Hristos. Nu toți trăiesc, spiritual vorbind. Astfel, da? Concluzia Apostolului Pavel. Astfel, dacă cineva este în Hristos, adică dacă acea persoană a murit față de păcat pentru că Hristos a răstignit păcatul lui și a înviat prin puterea Duhului Sfânt pentru că Hristos a înviat din morți pentru el. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. De ce s-au dus?
Pentru că Hristos a pironit cele vechi pentru tine pe cruce. Dacă ești în Hristos. Iată, toate au devenit noi. Toate acestea sunt de la Dumnezeu, care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat mesajul împăcării. Dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. De ce? Pentru că Hristos a murit și a înviat pentru ei. Pentru că a fost împăcat cu Dumnezeu prin faptul că Hristos a murit pentru el. Provocarea ta pentru acest an nou este aceasta. Ești tu o făptură nouă? Cele vechi au trecut pentru tine? Ești tu împăcat cu Dumnezeu în Hristos? A murit Hristos pentru tine? A purtat păcatele tale? Te implor. Mai important decât să intri într-un an nou, este să fii o făptură nouă. Și să fii împăcat cu Dumnezeu. În această seară, în acest an, pentru că ziua de mâine și anul de mâine, nici eu, nici altcineva nu ți-l poate garanta. Dumnezeu să îndure de fiecare dintre noi. Amin.